Salut! Mă bucur să ne revedem! Ai citit lectura Recreația mare de Mircea Sântimbreanu? Eu acum am terminat de citit lectura cu personaje care mai nostime. De exemplu, Matei, cunoscut printre copii drept Tilică, a botezat un domnitor din Muntenia la ora de istorie. Tilică Vodă! Ce m-am amuzat! Spor la citit! Iar acum să continuăm cu poveștile matematice. Acum Tilică ascultă atent explicațiile doamnei. Dacă două drepte care se află în același plan nu se intersectează oricât le-am prelungi, sunt drepte paralele. Poți verifica folosind o riglă. Sunt paralele dacă distanța dintre ele pe toată lungimea este aceeași. Două drepte care se intersectează și formează unghiuri drepte se numesc drepte perpendiculare. Drepte paralele, drepte perpendiculare. Unde mai auzi de drepte paralele? Se întreabă nenumerit Tilică. Mi-amintesc, sunt acele linii imaginare trasate de la est la vest pe suprafața Pământului, paralele cu ecuatorul, care nu se intersectează. Ele au forma unor cercuri care cuprind roată Pământul, iar lungimea lor descrește de la ecuator la poli. Știai că prin România trece paralela 45? Ea se află la jumătatea distanței dintre ecuator și polul nord. Am aflat eu că paralelele geografice ne ajută la stabilirea unor locații de pe glob. Și acum despre drepte perpendiculare. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că balanța care are brațele perfect în echilibru poate fi exemplul pentru drepte perpendiculare. Și mai știu un exemplu, acele ceasornicului bunicului. Formează unghiuri drepte? Iată cum! La fiecare 3 intervale, acul orar și minutar sunt perpendiculare. După ce vizionezi acest videoclip, te invit și pe tine să descoperi alte situații când acele ceasornicului sunt perpendiculare. Hei, eu am înțeles cum stă treaba cu dreptele paralele și dreptele perpendiculare. Să vedem dacă și tu ai înțeles. Privește cu atenție imaginile următoare, descoperă simbolul și spune dacă dreptele marcate sunt paralele sau perpendiculare. Dacă ai răspuns drepte paralele, ai răspuns corect. Corect! Sunt drepte perpendiculare pentru că la intersecția lor formează unghiuri drepte. Așa este, sunt drepte paralele. Corect dacă ai spus drepte perpendiculare. Două drepte paralele. Iar acum descifrează cântecul Victoriei. Intonează notele scrise pe portativul cu 5 linii paralele. Dacă observi, bastonașele lor sunt perpendiculare pe liniile portativului.